oameni de ieri și de azi. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Orariu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Oameni de ieri și de azi. Vă propun să continuăm și de această dată dialogul început cu câteva emisiuni în urmă, împreună cu domnul Mihai Octavian Groza, profesor la Colegiul Tehnic din Sebeș și președintele despărțământului Vasile Voga al Astrei din aceeași localitate, dedicat familiei Blaga și moștenirii pe care aceasta a lăsat-o culturii și spiritualității românești. După ce în prima parte a dialogului nostru am vorbit despre a semnat familia Blaga, despre moștenirea și ereditatea acesteia și în ediția trecută am vorbit despre cei doi frați, Tit Liviu și Lionel, mai puțin cunoscuți ai familiei, propun să continuăm de această dată dialogul vorbind despre sora Letiția și despre Longin și Liciniu, ceilalți doi frați ai familiei. Domnule Mihai Octavian Groza, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și abia aștept să aflu lucruri noi și interesante despre această familie minunată, care din păcate a fost cumva plasată în umbra marelui filozof și despre care se știu atât de puține astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am regăsit. Povestim așadar astăzi despre alți trei membri ai familiei Blaga, mai puțin cunoscuți, însă la fel de importanți ca și cei pe care i-am amintit până acum, respectiv profesorul Tit Liviu Blaga și avocatul și omul politic Lionel Blaga. Aș începe cu prima născută a familiei, preotul. Totul de acord, cu atât mai mult cu cât are de-a face și cu bistrița mea natală. Exact, o să amintim la un moment dat și episodul bistrițian și modul în care Letiția Blaga îl va influența pe Lucian Blaga, mai tânărul său frate, să își cumpere o proprietate în zona Bistriței. Letiția Blaga, așa cum v-am spus, a fost prima născută a familiei Izidor și Ana Blaga. S-a născut în anul 1880 și a devenit învățătoare în Sebeș. După anul 1908, anul în care se stinge din viață tatăl său, preotul Isidor Blaga, după cum bine știm, familia hotărăște să vândă casa natală de la Lancrăm și să se mute la Sebeș în casa Letiției Blaga. Trebuie să vă spun că această Letiția Blaga a fost căsătorită cu învățătorul Ioan Pavel, originar tot din Lancrăm. Acesta a fost învățător, dar și director al școlii confesionale românești ce funcționa pe lângă Biserica Ortodoxă din Sebeș. Totodată, acest Ioan Pavel a fost un astrist de marcă al Sebeșului, lider și dirijor al corurilor care funcționau în acea perioadă, a fost membru în Consiliu de Administrație al Băncii Sebeșana, o bancă cu capital românesc, dar și delegat ales cu credențional la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. După momentul 1918, acest Ioan Pavel va deveni inspector școlar la Bistrița, fiind numit de către Consiliul Dirigent. El este astfel primul inspector școlar român din zona Bistriței și odată cu el, întreaga familie se mută la Bistrița. De la Bistrița, Letiția îl va convinge pe fratele său mai mic, pe Lucian, să-și cumpere o proprietate în zona respectivă. Ceea ce Lucian Blaga și face, își cumpără o proprietate cu o mică căsuță la care va reveni ori de câte ori va avea ocazia în intervalul 1938-1940. După arbitrajul de la Viena, știm, Ardealul de Nord este cedat către Ungaria, Lucian Blaga nu mai poate veni la Bistrița, iar după al doilea război mondial hotărăște să înstrăineze acea proprietate. Deci după 1940 nu mai revine la Bistrița. Am omis să precizez acest lucru. Letiția Blaga întotdeauna
a manifestat o slăbiciune față de fratele său mai mic, față de Lucian Blaga, care de altfel la un moment dat și mărturisește în Cronicul și Cântecul Vârstelor că sora sa mai mare a manifestat o slăbiciune aproape maternă față de el. Acest lucru datorându-se probabil și faptului că Lucian a rămas fără tată de la o vârstă foarte, foarte fragedă, de la 13 ani. Lucian Blaga îi va fi recunoscător pentru această grijă Letiției Blaga și va dedica chiar un ciclu de poezii din volumul de versuri Pașii Profetului. Cum vă spuneam, această Letiția Blaga a fost căsătorită cu învățătorul Ioan Pavel. Împreună au avut doi copii, pe Dorin Pavel și pe Lelia Rugescu. Lelia Rugescu a fost profesoară. Acest Dorin Pavel fiind părintele hidroenergeticii românești. Am să vă rog să ne vorbiți un pic și despre ei. Lelia Rugescu a fost profesoară, iar mai târziu a ajuns să scrie un volum de memorii. Un volum de memorii legat de întâlnirile sale cu Lucian Blaga. De fapt, volumul așa se și intitulează, Cu Lucian Blaga. Iar Dorin Pavel, așa cum ați spus, a fost părintele hidroenergeticii românești. A fost un alt vlăstar strălucit al familiei, dacă pot să spun așa. A absolvit gimnaziul evanghelic la Sebeș, a absolvit colegiul Cun din Orăștie, însă și-a susținut bacalaureatul în limba română la Andrei Șaguna în Brașov. Și el a studiat teologia la Sibiu, ca și Lucian Blaga, tocmai pentru a evita încorporarea în structurile armatei române în anii primului război mondial. Trebuie să vă spun că Dorin Pavel și Lucian Blaga aveau vârste apropiate. Lucian Blaga era născut în 1895, Dorin Pavel în anul 1900. Deci era o diferență foarte mică între cei doi, de doar 5 ani. Acest Dorin Pavel a studiat la Universitatea Politehnică din Zürich. A fost printre primii 50 de bursieri ai Consiliului Dirigent după 1919. A devenit doctor în științe tehnice în anul 1925, titlu oferit de aceeași Universitate Politehnică din Zürich. Ca o paranteză, aici la Zürich a avut printre alții profesor chiar și pe Albert Einstein. A revenit în țară după ce a susținut o serie de programe de practică în Zürich și la Luzerna în Elveția. A devenit profesor la București, la Școala Aeronautică Română și la Institutul Electrotehnic al Universității din București, iar mai apoi, din 1935, profesor al Politehnicii din București. Și el este, așa cum ați spus, considerat părintele hidroenergeticii românești. Lui îi se datorează proiectarea și realizarea, în bună măsură, a sistemului de lacuri al capitalei. El a proiectat și a realizat hidrocentralele de pe râurile Bistrița, Sebeș, Siret, Olt, hidrocentralele de la porțile de fier și așa mai departe. A fost o personalitate cu totul și cu totul remarcabilă, cunoscută pe plan național, dar și pe plan internațional, pentru că a făcut parte din tot felul de comisii mixte de specialitate. La un moment dat a fost cooptat în Comisia Energetică Caerului, a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și așa mai departe. A fost medaliat de statele vecine, de Iugoslavia și așa mai departe. Deci, un urmaș demn al familiei Blaga. Da, cu adevărat interesant și în plus, poate că n-ar fi rău să spunem că Dorin Pavel a lăsat un volum de memorii care se citește atât de frumos și atât de plăcut, în care vorbește nu doar despre realizările lui, ci și despre perioada aceea zbuciumată a Marelui Război și anilor care au urmat. Exact. În timpul activității sale științifice, Dorin Pavel a publicat mai multe lucrări tehnice, însumând aproximativ 11.000 de pagini publicate, însă cred că cea mai remarcabilă lucrare este acest volum memorialistic despre care vorbeați, intitulat Arhitectura apelor, un titlu care face trimitere spre profesia sa, dar care nu tratează problematica
așa cum ne-am fi așteptat noi, într-o manieră tehnică, ci el se dovedește a fi chiar un veritabil memorialist. Oferă o serie de detalii valoroase legate de perioada petrecută la liceul, colegiul Kun din Orăștie. Era un colegiu cu predare în limba maghiară și explică și descrie foarte plastic modul în care a reușit să își însușească această limbă. El făcuse școală înainte la gimnaziul evanghelic din Sebeș, învățase limba germană, după care a trebuit să învețe limba maghiară. Prezintă perioada petrecută la seminarul teologic din Sibiu, mai apoi perioada din toamna și iarna lui 1918, ca student al teologiei de la Sibiu, făcuse parte din legiunea română din Sibiu. Cu unitatea acestei legiuni a fost trimis să apere gara din Sebeș, l-a însoțit pe tatăl său la adunarea națională de la Alba Iulia. După ianuarie 1919 a făcut parte din acel grup de tineri care l-au întâmpinat pe generalul Berthelot în gara Sebeșului. Știm că generalul Berthelot a făcut după 1918 un tur prin mai multe localități ale Transilvaniei și Banatului. Mai apoi prezintă drumul său spre Catedra Universitară și principalele sale realizări în domeniul hidroenergiei. Un parcurs cu adevărat interesant. Acum v-aș ruga să mergem să ne referim și la ceilalți doi frați care sunt de asemenea importanți în peisajul cultural românesc și în cel local deopotrivă. Da, următorul frate pe care mi-aș dori să îl prezint ascultătorilor dumneavoastră este Longin Blaga, care s-a născut în anul 1889 și s-a stins în 1949. Ca și frații săi, a urmat cursurile gimnaziului evanghelic din Sebeș, după care s-a îndreptat spre școala comercială din Brașov, instituție pe care a absolvit-o, iar după un program de practică își deschide un magazin pe Valea Sebeșului, la Sășciori, o localitate destul de apropiată de orașul Sebeș. Deci devine negustor cu acte în regulă, cum se spune. Ca și Lionel Blaga, Longin a participat la Primul Război Mondial în structurile armatei imperiale austro-ungare. Cum vă spuneam, a devenit comerciant după 1919. Lucian Blaga a trecut adesea pe Valea Sebeșului, a poposit în casa fratelui său, iar în acea perioadă, 1940-1945, când Universitatea de la Cluj s-a aflat în refugiu la Sibiu, implicit și familia Blaga, Lucian Blaga a petrecut o bucată de timp pe Valea Sebeșului la Căpâna. Este vorba de intervalul martie-octombrie 1944, dacă rețin bine minte. Interval în care Lucian Blaga coboră de multe ori la Sășciori și a vizitat fratele, care se îngrija să trimită corespondențele lui Lucian Blaga din Sășciori înspre alte colțuri ale țării sau să îi le înmâneze lui Lucian Blaga, corespondențe primite de la prieteni cunoscuți de la Universitatea Refugiată la Sibiu și așa mai departe. Deci acest Longin Blaga a fost neguțător la Sășciori pe Valea Sebeșului, în apropiere de orașul Sebeș, așa cum v-am spus. L-a atins și pe fratele Longin morbul familiei sau a reușit să scape într-o formă sau alta? Da, și el a fost răpus de acea boală moștenită de la bunicul lor, Scipion Blaga. De fapt, toți băieții, într-o formă sau alta, au ajuns să fie afectați de această boală. Da, e interesant acest parcurs. Cum se explică că dintre toți frații el a fost singurul care a optat pentru o viață mult mai tihnită și mai puțin academică, deși și el era un om cu pregătire, totuși? Nu știu, probabil a avut această înclinație față de numere, față de negustorie și a decis că e mai potrivit pentru el să-și deschidă un magazin, o boldă, cum se spunea în epocă, care să-i asigure un trai decent și liniștit departe de tumultul lumii în care trăia. Ce s-a ales de afacerea lui odată cu venirea comunismului? A fost ea moștenită într-o formă sau alta? A fost confiscată?
Ce s-a întâmplat cu toată această, în măsura în care aveți informații în acest sens? Din păcate nu-mi sunt cunoscute aceste detalii. Nu cunosc detaliile legate de urmașii lui Longin Blaga. Cu siguranță magazinul a fost naționalizat, dacă ține cont de faptul că Longin moare în 1949. Deja naționalizările, expropierile erau începute, erau în toi. Cu siguranță și mica afacere a trecut din proprietatea familiei în proprietatea statului. Însă, așa cum am spus, din păcate nu am surse. Pot doar specula pe marginea acestui subiect. Interesant este faptul că el a fost cel care a gestionat cumva corespondența lui Lucian Blaga în perioada războiului. De aminte, filozoful, dacă mi-aduc aminte bine din Cronicul și Cântecul Vârstelor, se retrăgea în anumite momente, așa cum frumos ați evocat, în munți, la unul dintre colegii lui sau prietenii lui, la unul dintre rudele lui, unde rămânea uitată chiar mai multă vreme. Din copilărie, da, pe Valea Sebeșului. Și e interesant că totuși acesta nu-l făcea să se rupă de lume, dat fiind faptul că fratele era cel care gestiona această retragere a lui. V-aș ruga acum să mergem la celălalt frate și să ne spuneți câteva lucruri interesante și despre el, pentru a avea o imagine cumva complexă despre acest ansamblu al familiei și al moștenirii culturale Blaga, înainte de a vorbi despre filozof și activitatea lui. Da, Licinio s-a născut la 2 ani după Longin, în anul 1891, și a trăit până în 1924. Ca și frații săi, a urmat Gimnaziul Evanghelic din Sebeș, după care s-a îndreptat spre Liceul Andrei Șaguna din Brașov. După finalizarea studiilor liceale, pleacă la București, unde urmează cursurile facultății de medicină. Devine farmacist. Conform uzanțelor epocii, face practică farmaceutică la Constanța, după care se angajează la Spitalul Filantropia din București. Lucian Blaga îl evocă pe Liciniu, Cronicul și Cântecul Vârstelor. De fapt, îi evocă pe toți frații săi, dar pe Longin și Liciniu îi evocă în contextul declanșării Primului Război Mondial. Dacă Longin venise din vechiul regat în Transilvania pentru a se înrola în armata austro-ungară, Lucian Blaga, foarte, foarte revoltat de gestul său, îi scrie în grabă lui Liciniu să nu facă aceeași greșeală, să rămână în regatul României, care își declarase neutralitatea, și să nu cumva să vină în Transilvania pentru a fi încorporat. După război, se mută la Beiuș, în Bihor. De ce? Pentru că de acolo era Natalia, cea care îi va deveni soție. Și la Beiuș rămâne până la finalul vieții. Ce trebuie să reținem în legătură cu acest Liciniu Blaga? Faptul că din București, în 1919, după realizarea Marii Uniri, îi organizează o vizită lui Lucian Blaga. Lucian Blaga începuse să fie cunoscut în epocă, publicase poemele Luminii în martie 1919, i-a apăruse Culegerea de aforisme, Pietre pentru templul meu, volume foarte bine primite în epocă, volume care au primit recenzii favorabile, laudative din partea criticii literare. Și Lucian Blaga face o călătorie la București și acest Liciniu Blaga, fratele său, se ocupă de organizarea călătoriei. Ei organizează vizita la Academia Română, vizita la Nicolae Iorga, da? Lucian Blaga se întâlnește și cu Nicolae Iorga, cel care spusese despre poemele Luminii că sunt darul pe care Transilvania face României cu ocazia Marii Uniri. Și, dincolo de toate acestea, Blaga o vizitează pe Regina Maria. Regina Maria trecuse prin Transilvania, auzise de Lucian Blaga, auzise de poemele Luminii și și-a dorit să îl vadă pe acest tânăr poet care promitea foarte mult. Și l-a și întâlnit în 1919. Deci Liciniu, alături de cea care avea să-i devină soție, Natalia, au organizat acest tur prin București al lui Lucian Blaga. Se pare că Lucian Blaga s-a întâlnit inclusiv cu Alexandru Lahuță în 1919 la București. Deci, într-o formă sau alta, fiecare frate a avut o contribuție mai mică sau mai mare la devenirea lui Lucian Blaga, cel despre care vom vorbi în emisiunile care vor urma.
Tit Liviu a fost profesor și diriginte la Brașov, la liceul Andrei Șaguna. Lionel a fost un fel de mentor în lipsa tatălui. După anul 1908 l-a îndrumat ce să facă, după finalizarea liceului, cum să scape de serviciu militar activ. L-a dus cu el la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și așa mai departe. Letiția, așa cum v-am spus, deja am evocat acel pasaj, a fost ca o mamă, ca o altă mamă pentru tânărul Lucian Blaga. Longin Blaga a fost cel care s-a îngrijit de corespondența sa în momentul în care s-a refugiat la Căpână, iar Liciniu Blaga i-a organizat acel turneu prin București. Deci fiecare frate a avut o mică contribuție la devenirea fratelui mai mic, Lucian Blaga. Și în același timp, fiecare frate a fost cumva un promotor al culturii și un iubitor al culturii românești, pentru că inclusiv cel care a ales să fie cârciumar sau negustor, să zicem așa, a susținut cultura română prin simplu fapt că îi ducea scrisorile lui Blaga și că se ocupa de acele lucruri care țineau de cumva managementul resurselor culturale ale poetului și scriitorului. Da, într-o formă sau alta toți au avut tangențe cu mediul cultural și au excelat în acest domeniu, mai mult sau mai puțin. Am văzut Letiția prin legăturile cu Ioan Pavel, au activat în sistemul educațional. Să știți că Letiția Blaga, am uitat să precizez acest lucru, era pasionată de arhitectură. Și conform surselor de epocă, ea a fost cea care a supervizat ridicarea locuinței familiei de la Sebeș, iar mai apoi, când familia se mută la Bistrița, ea a fost cea care s-a îngrijit de șantierul casei de la Bistrița, o casă care există până în zilele noastre, o casă ridicată în cel mai curat stil românesc, dacă vreți. Mai apoi îl avem pe Tit Liviu Blaga, despre care am povestit până acum și am spus data trecută, am concluzionat că ar fi putut ajunge la fel de celebru ca și Lucian Blaga dacă ar fi supraviețuit bolii, da? Despre Lionel am vorbit, știm ce parcurs a avut în viața publică, ca și avocat, dar și ca om politic. Iată așadar, stimați ascultători, un parcurs aparte al unei familii deosebite în care s-a născut și s-a format, aș îndrăzni să zic, cel mai mare filozof român. Domnule profesor Mihai Octavian Groza, vă mulțumim foarte mult pentru această frumoasă evocare și pentru modul atât de plăcut în care ați descris familia Blaga. Abia aștept ediția următoare, care vom vorbi efectiv despre filozof, despre activitatea lui, despre moștenirea lui, despre biografia lui, despre modul în care a contribuit el la evoluția limbii, literaturii, filozofiei românești și, de ce nu, despre felul în care s-a amprentat asupra istoriei țării noastre. Stimați ascultători, alături de noi a fost domnul Mihai Octavian Groza, profesor în cadrul Colegiului Tehnic de la Sebeș, președintele despărțământului Vasile Moga al Astrei de la Sebeș, autorul, editorul și coordonatorul unor lucrări de referință în domeniul istoriografiei și culturii contemporane, despre care cu siguranță că vom mai auzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Până data viitoare, nu uitați, oamenii trec, faptele rămân.